care este adunat în locul acesta. Nu tu m-ai chemat, ci eu, Domnul, te-am așteptat să fii prezent. Și vreau să fac ca bucuria ta să fie deplină. Mintea care ți este tulburată cu atâtea gânduri, să o luminezi și să te fac să mă înțelegi. Și apoi plecarea ta din locul acesta să nu fie o înfrângere în atacurile vrăjmașe, ci să ieși biruitor prin ceea ce faci ca depozit în mintea ta și ca comoară lăutrul inimii tale. De aceea nu lăsa vrăjmașul să-și tulbure mintea chiar și în locul acesta. Căci dacă sunt prezent aici, îți cunosc și gândurile care le porți în mintea ta și rugăciunile unora nu pot să fie primite și nu pot să primesc cu plăcere spre voi din pricina gândurilor care vă tulbură mintea și din pricina lucrurilor care le-ați depozitat în scurgerea vremurilor și le-ați adăpostit în mintea și în inima voastră. O, dacă ați fi fost strâns cuvântul, ați fi fost într-o stare plăcută înaintea mea, dar toate gunoaile vrăjmașe, toate lucrurile slabe care nu vă sunt de folos, vrăjmașul le ține încătușate în mintea și în inima voastră și v-am dat putere și descernământ. Cum deosebește cerul gurii bucatele, așa vreau să deosebească mintea ta ceea ce este bun să ții și să strângi, ceea ce este rău și murdar să scoți și să-ți astupi urechile ca în vasul tău să nu intre decât cuvântul meu care ți este folositor și pentru prezent îți este binefăcător și pentru vremea care stă înainte. Va trebui să străbați o vreme al unor lucruri îngrozitoare, zice Domnul oștirilor. Și dacă nu înaintezi cu cuget curat și dacă nu strângi cuvântul din belșug în mintea și în inima ta, nu vei putea ieși biruitor. Hristos este Domnul. De aceea am lăsat încă câteva clipe de liniște, de pace, ca să mă poți înțelege, ca să te poți apropia de mine, ca eu, Domnul, să vorbești și tu să asculți ceea ce spun și ieșirea ta din locul acesta să poată împlini cuvântul meu. Hristos este Domnul. Ca Nobel, Pana, Rudoșel, s-a sus, ca Tonic, frata mea. Faci verificarea din creștetul capului până în tălpile picioarelor să vezi ce legături ai pe ființa ta, ce armură ai și cum lupți. Lupta cea bună a credinței și fii înarmat, fii îmbrăcat, fii încins și toată armura să nu-ți lipsească, pentru că dacă vei lupta potrivit cuvântului prin ascultare, eu, Domnul, îți voi da biruință. Nu numai să sfârșești cu bine alergarea aici pe pământ, ci cu luna pe care am pregătit-o de la întemeierea lumei pentru fiecare din voi să puteți intra în posesia ei și să fiți răsplătiți acolo, în locașul în care eu, Domnul, vi l-am pregătit să fiu cu voi. De aceea sfințește-ți viața, curățește-ți inima, curățește-ți mintea de toate cugetele stricate și murdare, de toate lucrurile pe care sunt ca și niște cursă întinse și nu poți să te ridici și nu poți să înaintezi din pricina ochilor care nu se mai satură de a privi pe ecranele mici și acele mari, care urechea nu se mai satură de a asculta lucrurile care nu-ți aduc zidire, care sunt o pagubă pentru tine și pentru sufletul tău. Hristos este Domnul. Fii un popor înțelept, ridică-te în capul oaselor, strigă din toată inima că izbăvirea este gata să-ți elibereze mintea, să-ți elibereze ochii, să-i vindec,
și tot ceea ce este în tine să poată binecuvânta numele meu cel sfânt. Hristos este Domnul. De aceea, dă-mi voie, zice Domnul oștirilor, ca să lucrez împreună cu tine și tu să ai o bucurie deplină. Luptă-te și pune-ți capăt planurilor și atacurilor vrăjmașe care vă atacă mintea și ochii zi și noapte, pentru că-și diavolul în planul lui a spus: mă voi atinge de mintea lor prin ceea ce simt că este o plăcere, dar voi face ca mintea lor să fie dependentă de mine și să nu mai poată sluji celui ce a spus că-i va sluji toată viața. Popor, ai făcut cu gura ta legământ, ai făcut multe hotărâri, caută să te întorci la faptele de întâi, caută să te întorci la dragostea care avea altădată. Nu m-am schimbat, zice Domnul oștirilor, dar tu te-ai schimbat din pricina bunăstării în care eu, Domnul, te-am binecuvântat. Și eu vreau ca belșugul lucrurilor pe care ți le-am dat să mă pot sluși, pentru că ce-am săpat la rădăcina pomilor voștri, nu ca să-i dăstrădăcinez, ci ca să împiedic orice lucru străin să plece de la rădăcină și apoi în urma unor încercări prin care m-am trecut, am lăsat să curgă binecuvântările mele ca și un gospodar când sapă în jurul pomului și apoi pune gunoi la rădăcină și acel pom prinde din nou viață și face roadă în sutin. De aceea te prelucrez, de aceea îți modelez ființa, de aceea îngădui încercările, de aceea torn belșug de binecuvântare, ca să nu poți să spui că n-ai știut, n-ai cunoscut sau să nu ai vreo justificare în ziua judecății. Ce aș mai fi putut să-ți fac, poporule? Și nu ți-am făcut, zice Domnul oștirilor, de unde stați tot în aceea stare de căldicel Hristos? Este Domnul, când vei crește într-o stare după voia mea? Când vei fi întărit? Când te vei sătura cu bucate tari prin care eu, Domnul, vreau să lucrez pentru voi și pentru mântuirea corturilor voastre? Hristos este Domnul. Da, am planuri mari pentru tine, biserică, din locul acesta. Am planuri mari pentru familiile voastre. Să întorc pe mulți la mântuire, zice Domnul, chiar în dreptul unor fii și a unor fiice care au părăsit calea. Vreau să le ies înainte. Vreau să vindec inima oamenilor și a taților care sârcinează și lacrimile nu se opresc din ochii lor. Dar vreau să-ți dau izbândă. Nu te întoi în ceea ce-ți vorbesc. Primește cuvântul meu. Ascultă-mă și înțelege-mă. Mai strigați și strigați din toată inima, căci eu, Domnul, aduc izbăvirea și bucuria voastră până la sfârșit, prin mijlocul încercărilor, vreau să fie deplină. Hristos este Domnul. Sunt prezent în mijlocul tău, stau cu brațele deschise să-ți predai viața în mâna mea, să-ți predai tot ceea ce ai în brațul meu, ca să fii binecuvântat și să fii ocrotit. Că cei ce și-au pus nădejdea doar în lucrurile acestea trecătoare, furtunile care sunt pregătite, încercările și luptele vrăjmașului, vrea ca să vă facă să fiți voi desfoiați și tot ceea ce ați adunat pentru vremea timpului care stă în față, să nu mai aveți nimica. Hristos este Domnul. Dar dacă vei păstra cugetul curat și dacă vei da inima în întregime alături de binecuvântarea sufletului, vreau să îngrijești și de lucrurile prin care te-am binecuvântat ca să trăiești prin ele. Hristos este Domnul. De aceea
Ascultă-mă și în felul ascultării tale mă voi ocupa de oi, oițe și belușei. Hristos este Domnul care îți vorbește. Amin. Gloria numelui Tău, aleluia, ție-n veci.